Și cam asta este cada. Este o cadă special pentru a fi încastrată. Și o veți vedea. De moment eu am așa. O am pusă invers. Deoarece vreau să-i pun picioarele ca să pot să scot cotele. Aici am picioarele. Și observați cum este pe desubt. Aici sunt niște plasticuri deja fixate. Este sistemul de prindere. Ia să încerc eu să vă fixez aici. Să filmez. Așa ceva, s-ar vedea bine. Bun. Hai să vă arăt cum vine sistemul. Aici avem toate piesele astea. Cam la mult, dar mi-am început să fiu sigur că am totul. Deci, vedeți, avem tijele filetate, avem piciorul care va intra aici, se înfiletează la înălțimea dorită. După aia va veni acest capac în astea vârsta picioarele. Iar după aceea avem pirulițele care vor fi așa. Ei, neușinată, ești vie! Ceva de genul. Acestea trebuie să mă uit pe schemă, dacă nu înșel, trebuie să am 35 din centru. Și așa va veni prinsă. Și aici am șuruburile. Vedeți, am aceste șuruburi mici care vor veni prinse aici, în aceste găuri. Am 2, 4, 6. Și vin așa. Iar după aceea, acesta este reglabil. Eu îi voi regla înălțimea. Iar în acele plasticuri se pune acest sistem. El se va prinde, deci acesta va veni în perete. Îl vedeți? Care vine așa, practic. Și eu când voi pune cada deasupra, acesta va încastra în aceste plasticuri. Acesta este un sistem ca să le prinzi să nu se miște cada în lateral sau așa pe lungime. Bun, eu o să vă mai filmez după aceea, când voi termina, să vă arăt și sifonul. Este exact așa, de la Wirkin, ei sunt și în România, și acesta este sifonul. Eu sper să fie totul ok, imediat să vă arăt ceva drăguț. Este ceva foarte practic. El are un sistem pe interior. Nu este acesta. Da, aici este. Lasă cum va veni. Aici avem protecțiile, care sunt practice. Noi lucrăm, mai este și un plastic pe el. Noi lucrăm cu mâinile murdare de obicei și uitați aici, se pune așa. Și atunci aici el are un sistem de cablu pe interior care va ridica, sper că se vede, va ridica, avem o clapetă aici. O va ridica, o va coborî. Și atunci învârtiți de el și în felul acesta se va închide și se va deschide pentru umplerea căzii și golirea căzii.
Deci este un sistem super fain. Mie cel puțin îmi place. Decât acel sistem clasic, știți, cu dopurile de cadă. Acesta chiar îmi place. Nu este scump. Eu am dat pe tot sistemul ăsta în jur de, nu știu, 21 de euro, cam așa, 21 și ceva. Și atunci, vedeți, foarte simplu, se va monta, acesta vine jos, acesta vine sus. Și asta e tot. E foarte simplu, avem garniturile, tot, vine complet, este chipul complet. Bun, nu voi filma acum tot, dar voi filma la final. Aceasta este o trapă, este o trapă de vizită. Vedeți? Este cu aceste găuri să prindă mai bine ce punem pe ea, faianță, ce vom pune, ca să avem acces la cadă. Deci, mai ales că ați înțeles cum o pun, o voi pune încastrată, o să vă mai filmez parcurs așa câte puțin. O voi pune încastrată și va veni masca din față. Atunci noi blocăm practic accesul la evacuare, care nu este prea bine. Picioarele sunt montate. Observați, am pus aceste șuruburi care sunt de susținere, sunt foarte rezistente. Aceasta este o placă de lemn ce a fost încastrată înainte din fabrică și atunci asta va ține foarte bine. Picioarele le-am pus, va veni care urea, puteți să-i puneți și acest capac dacă vreți. Aceasta e să protejeze dacă aveți faianță de desubt, la mine nu este cazul. Eu le las așa, sunt fixate. Deja este destul de dificil să fixezi înălțimea, dar, în fine, asta e. Le-am fixat și acum urmează să o pun pe poziție și după aia să reglez. Deoarece aici, ați observat, eu am pus șapa numai până aici, cu toate că nici aici nu trebuia, dar asta e, în spate nu am mai făcut. Aici va veni masca, în linia aceasta. Și va intra aici cada. Acum o voi aduce și aici vor fi picioarele la o înălțime, acolo la o înălțime. Voi pune laserul, iar după aceea voi începe să fac masca. După ce îmi voi scoate toate reperele.
Cam așa o să vină cada. Aici va rămâne un spațiu. Adică spațiu nu va rămâne. Eu voi face din gips carton. Aici îi voi face o mască. Aici iar va veni închis tot în această linie. Și va veni așa. În jos și acolo pe lateral. Iar acolo la fel. În spate va rămâne acel spațiu. Ca să-și pună una și alta. Dar, în general, am lăsat-o aici, deoarece, ați văzut, mă gândesc, este spațiu destul de limitat în înălțime. Și atunci să fie ușor accesul. Dacă eu mă duc mai în față, atunci aici, sus, în partea asta cam dai cu capul. Și de aceea prefer să fie intrarea în cadă, așa, la nivelul acesta. Deoarece aici am 2 metri și este mai ușor accesul. Iar acum voi scoate măsurile, înălțimea este relativ, mai trebuie să o mai bibilez puțin la picioarele din spate, să o mai ridic puțin, să o pun exact în laser și după aia voi începe să fac masca. Și peste masca de gips carton va veni faianța.